Deixa eu ver o exercício 1. Se a chave fosse R igual com 4 no peitinho. Chave pode ser 0 multiplicador 2. Adică este în primul cadran, da? Se cere sin A, tangent de A și cotangent de A. Sin A. Tangent de A. Echivalent sin pătrat de A. Sin pătrat de A egal cu 9 pe 25. Așa. Echivalent cu sin de A egal cu 3. Atenție, voi că scoateți la jicalul ăsta. Voi aveți două valori. Modul de... E plus minus 35. Dacă sunt în primul cadran, sunt și pozitiv, da? Bun. Știm sinus. Tangenta și cotangenta. Tangenta de A egal cu sinus de A pe cosinus de A. Valent cu tangenta de A. Egal cu 3 pe 5. Ori 5 pe 4. Echivalent cu tangenta de A egal cu 3 pe 4. Așa. Cotangent de A. Asta ce direct? Egal cu 1 pe tangent de A. 1. Și este inversă tangent, pentru că egal cu cotangent de A. Egal cu 4 pe 3. 4 pe 3, da. Bun. Exercițiul 2. Se știe sin de alfa face 12 pe 13 și alfa în al doilea cadran. Alfa ține cadran 3. Sinus pătrat A plus cosinus pătrat B egal cu 1. Echivalent cu cosinus pătrat de A egal cu 1 minus 144 supra 161. Așa, echivalent. Echivalent cu cosinus pătrat de A egal cu 25 supra 161. Echivalent cu cosinus pătrat de A. Cosinus de A. Și în cadratul 2. Deci negativ. Așa, cosinus de negativ. Egal cu minus 5 pe 13. Minus 5 pe 3, da. 3. X aparține intervalului 0 și pi pe 2 și sin de x egal cu 3 pe 5 cos x tangentă x tangentă x sinus pătrat x plus cosinus pătrat de x egal cu 1 echivalent cu cosinus pătrat de x 1 minus 9 pe 25 echivalent cu cosinus pătrat de x egal cu 25 cosinus x egal cu 4 pe 5. 4 pe 5.
Tangente igual a cosinus. Tangente de x. Tangente de x igual a cosinus de x. Para cosinus de x. Equivalente con tangente de x igual a cosinus de x. 3 de 5. O 5 de 4. No, 3 de 4. Tangente de x igual a cosinus. Așa. Tangenta e 3 pe 4, după tangenta e 4 pe 3. Dă-i jos, da, da? 4, 7 pe 8. Ce înseamnă 7 pe 6? Sinus. 6 plus cosinus de 2 de 3. Egal. Ia să vedem, 7 pe 6. În ce cadru am o situație asta? Ia uitați-vă la fracția 7 pe 6. 7 pe 6 ce fel de fracție este? Supraunitate. Bun. Și atunci, dacă e supraunitare, 7 pe 6 vine mai mare decât pi, nu? Dacă e mai mare decât pi, vine mai mare decât unul de aici. Ia uitați-vă, asta e cercul trigonometric, nu? Aici e, când discutăm cercul trigonometric, aici avem 0, aici avem pi pe 2, aici avem pi. Și aici avem 3 pi pe 2. Ca unul, da? Pi pe 2, pi și 3 pi pe 2, da? Ia uitați-vă, 7 pi pe 6 vine mai mare decât pi. Deci eu mă arunc mai sus de cadranul 2. Problema e dacă ajung în 3 sau în 4. Ca să văd dacă rămân în 3, ar trebui să o compar pe 7 pi pe 6 cu 3 pi pe 2. 3 pi pe 2 înseamnă 9 pi pe 6. 7 pi pe 6 mai mică 9 pi pe 6. Și atunci este în 3. Avem cum ar trebui să dați seama și cu următoarea șmecherie. 7 pi pe 6, 7 pe 6 este fracție supraunitară, da? Deci, dacă e fracție supraunitară, dar nu e o fracție supraunitară foarte mare. Înțelegi? Deci e 1 și poate să are nu prea mult de 1. Dacă nu prea să are prea mult de 1, înseamnă că rămâne pe aici, în zona lui pi. Una e să fie 7 pi pe 6, alta e să fie 11 pi pe 6. 11 pi pe 6 te aruncă rău de tot. Și atunci, când te gândești la 11 pi pe 6, poți să te gândești deja că s-ar putea să ieși în 3 și să te gândești că ajunge în 4. Da? Dar așa e prima de vă dați seama. Comparați cu pi. Vedeți dacă aveți o fracție supraunitară sau subunitară, da? A ieșit o fracție subunitară, supraunitară, da? 2 pi pe 3. 2 pi 3 este fracție subunitară. Deci dacă ești subunitară, înseamnă că vine mai mic pi. El vine ori în cadranul 1, ori în cadranul 2. Da? 2 pi pe 3 parcă e apropiat de 1, nu? 2 pi 3. Mai e 2, 3. Înseamnă că ar fi cam în 2 așa. Hai să vedem cu formulele de la... Și aici avea formula aia care îmi place mie mai mult. Și anume, sinus de 7 pi pe 6 este 3, da? E pi plus 7 pi pe 6. Da, da. Sinus de, ia spui așa, sinus de 7 pi pe 6. Sinus de 7. Ah, știu, sinus de 7 pi pe 6. 7 pi pe 6, vreau cu minus, nu, că te duce în jur. Minus sinus. Minus sinus. Și vine pi plus 6, pi pe 6. Atunci aștept de minus cu asta. Sinus de 7 pi pe 6, vine sinus de pi plus pi pe 6. Și egal mai departe cu? Egal cu sinus. Minus sinus. Minus, sinus. De pi pe 6. Asta, dacă e să scriu în dreapta și scriu în dreapta cu roșu. Sinus de pi plus x. Aici. Da, sinus de pi plus x. Egal cu minus sin de x. Dacă mă gândesc la trecerea aceasta. Hai să ne gândim și la cealaltă trecere. Minus sinus de pi pe 6 cât este? Da. Minus sinus. Băi, finalizează înapoi. Când mai uităm la 30, ce mai sus? Minus 1 pe 2. Sinus de pi pe 6. Nu mai uităm la sus. Nu înțeleg
m-am pierdut. Așa, te-ai pierdut că te-am întors. Deci, din egalele parte, erai la minus 156. Așa, egal. Egal și spui valoarea, minus 1 pe 2. Da, minus. Minus 1 pe 2, da. De crise, da. Bun, dar uitați ce vreau acum. Hai să facem același sinus de 7 pi pe 6. Folosind următoarea formulă, scrie dreapta. Tot roșiul. Sinus de x minus pi egal cu minus sin de x. Da? Și atunci zic așa, sinus de 7 pi pe 6, scrieți. Aici? Nu, aici așa. Sinus de 7 pi pe 6 egal cu minus sinus de 7 pi pe 6 minus pi. 7 pi pe 6 minus pi. Ai ajuns la același numitor. Și vine minus sinus de pi pe 6. Minus sinus de pi pe 6, exact. Și atunci, eu zic că e mai simplu asta. Egal mai departe, valoarea. Minus sinus de pi pe 6. Bun. Hai să vedem. Cosinus de 3 pi pe 3. De ce sinus pi plus x minus sinus de x? Sinus de pi plus x, de ce minus sinus de x? Că e cadranul 3, e cadranul 1. E cadranul 3, x plus pi, da, x plus pi, da. X minus pi, cum am e de pe 3, da. Deci e pe 3, da? Okay. Bun, hai să vedem acum cosinus de 2 pi pe 3. Cosinus de 2 pi. Cosinus de 2 pi. De 3 în cadranul 2, cadranul 1. Așa, egal cu minus cosinus de pi, pi pe 3. Pi minus? Stai, pi minus 2 pi pe 3. Pi pe 3. Minus cosinus de pi, pi minus 2 pi pe 3. Și așa, egal mai departe cu minus. Nu egal, egal. Nu e echivalent, că nu fac acolo. Minus cosinus. Minus cosinus de pi pe 3. Pi pe 3. Adică egal cu minus cosinus de 1 pe 2. Fără cosinus. Pi pe 3. E bine ce ai zis, numai că mi-ai zis un cosinus. Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Și acum punem în relație și calculăm. Păi și vine minus de 7 pi pe 6 plus cosinus de 2 pi pe 3 egal cu sinus era minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Așa. Egal cu minus, adică 1. Nu, no, minus. Minus, minus 1. Minus 1. Problema 5. Și x aparține din intervalul este pe 2. Și pe adică. Așa. Așa. Sin de x egal cu 2 pe 3. Sin. A, sin de x egal cu 3 pe 5. 3 pe 5. Cos x, tangente de x și cotangente de x. Vedem, sinus pătrat x plus cosinus pătrat x egal cu 1, echivalent cu cosinus pătrat x egal cu 1 minus 9 pe 8, 5. Așa. X tan cu cosinus pătrat x egal cu 16 pe 25. Echivalent cu cosinus de x egal cu minus 4 pe 5. Așa, trebuie să este în valoare negativă, da? Că sunt în valoare. Tangent de x egal cosinus de x egal cosinus de x echivalent cu tangent de x egal cu 3 pe 5. Ori minus 5 pe 4 valent cu tangente de x egal cu minus 3 pe 4.
le nostre curve. Cotangente di x. Vale con cotangente di x. Meno spalla per 3, no. All'inverso al primo secondo. Ragione, andrebbe a cercare la prima. Niente, c'è un po' portato, quindi si riesce a puntare, si bisogna di un tempo. Noi non abbiamo però portato, che faccio un po', no? 6, se stiamo a baciare, x a parte niente. Questa parte di intervallo pip, dai. Pip. Sì, di x. Prima con 2, 3. Se di x era 1, 2, 3, 3. Se c'è, se di 2 x. Cos 2 x. Buono. Sin al quadrato di x plus cos al quadrato di x. Igual a 1, igual a cos al quadrato di x, igual a 1 minus 4, 3. E ci vuole ancora. Cos minus 4 per? 4 per 9. 4 per 9. E poi anche cos minus 4 per x uguale a 5. No? Ah, già. E ci vuole ancora cos minus x uguale a minus radicale di 5 per 3. Sinus. 2x igual a 2 sin x o cos x igual a 2 2 2 per 3 o minus radical di 5 per 3 minus 4 radical di 5 no cos minus 2x igual a 1 menos 1 no, no, beh, poi è formulare il carattere 1 menos 2 sin quadrato x sin quadrato x asha, igual a 1 menos 1 per 9 asha, 1 menos 1 per 9 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 1 plus cosinus di giudicino. Sì, 60. 60 plus 4, 0. Plus cosinus di 30 plus 4, 5. Sì, di 60 plus cosinus di 4, 5 plus 7 de 4 5 4 cosinus de 60 plus cosinus de 30 cosinus de 4 5 minus 100 de 30 100 de 4 5 50 de 60 radical de 39 ori radical de 2 de 2 plus radical din 2 pe 2 o radical din 3 pe 2 o să strai deci 1 pe 2 plus cosinus 3 deci radical din 3 pe 2 o radical din 2 pe 2 minus 1 pe 2 ori radical din 2 2 și da da, da o, oh, asta e plus 3 acolo era plus poți dai un lucru o, oh, da așa doi radical din 6 4
Okay. Era în fază 6 pe, pe 4. Adică egal cu fază 6 pe 4. Adică fază 6 pe 4. Oh, asta. Vezi că n-ai de-a face. Ok. Ok. Sin de 10. Sin pătrat de 10 grade. Sin pătrat de 10 grade. Cosinus pătrat de 18. Așa. Păi v-a dat formula complementelor. Sinus de 1 e cosinus de 90 grade pe ac minus acel lucru, da? Zicem, sinus de 10 grade egal cu cosinus de 90 minus 10 grade. Adică egal cu cosinus de 80 de grade. Și da. Dacă avem sin pătrat sau alte transformare? Nu, dar acolo nu e cos pătrat de 80, e sin pătrat de 80. E sin pătrat de 10 plus sin pătrat de 80. Și vine 1. Corect, ok. Ce sunt? Deci vine sin pătrat plus sin pătrat. Dacă sin pătrat de 10, e cos pătrat de 80. Și vine cos pătrat de 80 plus sin pătrat, zicem așa, cos pătrat de 80 de grade plus sin pătrat de 80 de grade. Și asta e formula fundamentală a trigonometriei. Deci mai să se mai calculez. Când ai sin pătrat de 1 plus cos pătrat de acel, automat faci unul. Nu, nu știu cum, de ce am transformat. Sinus de 10? Deci e sinus pătrat de 10 grade. Da. Și nu găsim pătrat de 10 grade. Sinus de 10 grade simplu e cosinus de complement. Cosinus de 90 minus 10, adică cosinus de 80. Da. Și nu găsim sinus de 10, eu pot să trec cosinus de 80. Și atunci sin pătrat de 10 grade vine cos pătrat de 80 grade, nu? Care se adună cu sin pătrat de 80 grade. Păi cos pătrat cu sin pătrat. Da? Era o joacă cu sin pătrat cu cos pătrat. Numai că sau puteam să ne gândim așa. Sinus de 80 și cosinus de 10. Și nu de sin pătrat de 10 plus sin pătrat de 80, zi sin pătrat de 10 plus cos pătrat de 10. Să vedem. Hai să arătăm că expresia sin de x plus cos de x totul la pătrat. Sin de x plus cos de x totul la pătrat. Unde am? Egal cu? Minus 2 sin x cos x. Minus 2 sin x cos x. Este constantă pentru x. Este constantă. Și vine așa. Sin pătrat de x plus 2 sin x cos x plus cosinus pătrat de x minus 2 sin x cos x. Cum reflectăm? Adică reflectăm. Așa. Și vine 1. Așa. Deci toată expresia aceea face 1. De ce se constant? Să nu se prinde de x. Sin pătrat de 130 de grade plus cosinus, nu, simpat. Plus cos pătrat. Nu e cos pătrat. Eu văd cos pătrat. A, pe și unul. Păi nu știu ce vei spui. Eu văd sin pătrat de 130 de grade plus cos pătrat de 50 de grade. Plus cos pătrat de 50 de grade. Cos pătrat de 50 de grade. Așa, și vine cosinus. Nu vreau pe cosinus, vreau la 130 de grade la da. Ce să 180 minus. Așa, 130 de grade, ce cadran este? Stai. 130 de grade e în al doilea cadran. E în al doilea cadran, da. E între 90 și 180, da. Atunci, eu vin cu formulă de trecere de la al doilea cadran la primul, da? Cât este sinus de x la de la 2 la 1? Păi e pi minus x. E sinus de pi minus x. Sinusul de x este cosinusul opus. Zicem, sinus de 130 grade egal cu sinus de 180 de grade. 180 de grade. Minus 130 de grade. Minus 130 de grade și egal mai departe cu sinus de sinus de 5 de grade. Și atunci, iar eu, în loc de sinus de 130 de grade, eu trec la sinus. Bine, sinus pătrat de 50 de grade. Sinus cosinus.
S-a scos pe 10 de ani. Și eu am făcut. Ah, bine. Să fie zis că e hai. La 11. Singur x egal cu 4 pe 5. X este unde ascuțit. Dacă zice că eu... În primul cadrat. În primul cadrat. X aparține în sală. Așa. Și... trebuie să aflăm cos X. Păi sinus de X în primul cadrat e pozitiv și numai așa. Și cosinus de X tot pozitiv. Și apoi sinus de X plus cosinus pătrat de X egal cu 1. Cosinus pătrat de X este egal cu 1 minus adus de 5 tot la 2. Cosinus pătrat de X este egal cu 1 minus 16 la 25. Cosinus de X este egal cu radical din 1 minus 16 la 25, se duce la același întorc. Echivalent, da? X este egal cu 9 radical din 3 pe 5. E 3 pe 5. Bun. Problema 12. O să văd pe asta sau după ce? Da, 5. Trebuie să arătăm că pentru orice x în primul cadrant, tot pentru orice x ascuțit, x aparține primului cadrant. Are o relație asta, sinus de x, cosinus de 90 minus x. Plus cos pătrat, 90 minus x în paranteză. Plus cos pătrat de 180 minus x. Să arătăm pe egal cum. De cât e cos de 90 minus x? Cosinus de 90 minus x? Cosinus de complement. Cosinus da. De x. E sin de x? Da. Deci zicem, cos de 90 minus x egal cu sinus de x. Cos de 90 minus x egal cu sin de x. Da? Iar cosinus de 180 minus x? E formula de trecere de la al doilea cadrant la primul cadrant. Cosinus de pi minus x, da? Cât este cosinus de 180 minus x? Păi, 180 minus x e cadrantul 2. Da. E, cum trecem 2 într-un? Cu ce formă? Pi minus x. Și cât vine cos de pi minus x? Cosinus... Minus. Minus cosinus x. Înseamnă cosinus de 180 minus x, pi-ul e 180, nu? Da. Cos de 180 minus x vine minus cosinus de x. Da. Minus cos x. Și zicem, cos de 180 minus x. Egal cu minus cos de x, da? Și atunci am locuit. Zicem. Sin de x ori... Sin de x. Așa. Plus. Plus. Minus cos de x totul la a doua. Egal cu, da? Minusul la putere pare face plus, nu? Da, și apoi sinus pătrat de x. Sinus pătrat de x. Plus cosinus pătrat de x este egal cu 1 și... E adevărat. Bun, problema 3. Cosinus pătrat de 45 plus sinus pătrat de 135. Plus sinus pătrat de 135. Lăsăm în pace pe cos pătrat de 45. Mă interesează sinus de 135. 180 minus 135. Așa, sinus de x egal cu sinus de pi minus x. Deci, sinus de 135 de grade. E jos, jos, jos. Sinus de 135 de grade egal cu sinus de 180 minus 135 de grade
Adică egal mai departe cu... Dar tot sinusul, de ce ai zis un cosinus? Așa, și atunci la locuim un pic, așa bine. Vorbim. Pagina de pătare de 45 plus sinus pătare de 45 și este la cum. Bun, 40. Sinusul 120 de grade. Egal. Cosinus de 60 plus. Da, așa. Te duce tot din primul, că aici nu avea la calul, tot cu părmul îți trăiește din primul, din averea. A, 120. A, așa, 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 singur, așa. Egal cu sinus de 180 minus 120, egal cu sinus de 60, egal cu radical din trei. Bun. Și dacă scrieam că e sinus... Nu era, dar te complicai, da, în sens. Deci, dar nu e bine, nu? Tot la fel bine. Sinus 270 minus sinus de 10 grade. Așa. Hai să zicem, sinus 270, de la capăt, sinus de 170 grade. Egal cu, vorbește. Sinus de 180 minus sinus de... Păi, nu fără sinus, minus direct. Da. Minus 10. Minus 170. Da, da, da. Acum, sinus de 10 grade și locuim. Sinus de 10 grade minus sinus de 10 grade este egal cu 0. Egal cu 0. Cos se calculeze. Cos de 30 plus cos de 60. Deci cosinus de 30 plus cosinus de 60. Da. Plus cosinus de 120. Plus cosinus de 150. Hai să-i calculăm pe ăștia mari că ne zicem. Cosinus de 100. Nu, hai să luăm pe ăștia, la cosinus de 120 de grade. Cosinus de... Da, e minus. Minus cosinus de 100... 80 minus... 120 și egal cu minus cosinus de 60. Foarte bine. Și cosinus de 150 de grade? Cu minus cosinus de 180 și minus 150. Și este egal cu minus cosinus de 30. Bun, și atunci scriu. Deci cât vine exercițiul? Cosinus de 30 plus cosinus de 60 minus cosinus de 60 plus cosinus de 30 și... Asta e cu da. E da, cu da. Cu asta și cu asta se duc. Și cu asta. 17. Sinus de 60 minus cos de 30. Așa. Avem o formulă. Sinusul unui unghi e cosinus de complementul său, da? Și sinus membru. Îl fac pe ăsta. Sinus de 60, scrie. Sinus de 60. Egal cu cosinus de complement. Egal cu cosinus de 90 și 60. Exact, cosinus de 90 și 60. Și este la cosinus de 30. Cosinus de 30. Și egal cu 0. Egal cu 0. Cosinus de 150 de grade plus cosinus de 30. Cosinus de 150 de grade plus cosinus de 30 de grade. Da. Pe lângă sinus de 120 de grade. Minus sinus de 60 de grade. Ca minus cosinus de 180 minus 50 cu minus
cosinus de 30 și sinus de 120. Ca sinus de 120, sinus în cadranul cât? Cadranul al doilea? Da. Da, da, era. Așa, egal cu. Și atunci, dacă înlocuim? Cu 0. Ambele parte zic chiar cu 0. Da. Deci era suficient una singură, dar aici au ieșit amândouă. Da. Cosinus de 80 plus cosinus de 100. Plus cosinus de 100. Păi luăm cosinus de 100 ca minus cosinus de 180. 180 minus 100 egal cu minus cosinus de 10 egal cu 0. Egal cu 0. Să se verifice că în orice triunghi mic ABC de ipotenuză BC are o relație sin pătrat de B plus sin pătrat de C egal cu sin pătrat de B plus sin pătrat de C egal cu. Hai să facem un triunghi dreptunghi rapid. E, E. A, B, C. Nu, 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 ipotenuza e B, C. Deci A e un drept, unul de drept. Deci A e C, B, C. Și marchează unul de drept. Ia să zicem, sin de B, credeți? Sinus de B, da. Cateta opusă supra ipotenuza, adică e A, că se facă că... Ziceam, sin de B, egal cu A, că se facă A, ce se facă de C. Și sinus de C, egal cu A, B, B, C. Bun, hai să facem, sin pătrat de B, plus sin pătrat de C. Adică A, C, supra, de C, după... Totul la A, doua. Plus A, B, S, B, 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 S, B, B, S, B, S, B, E, cosinus. Cosinus, da. Adică, nu, nu mă se uite. Da. Și la chestia asta, la chestia asta. A, asta e zic că, a, da, nu, a, am zis, dar, bun. Și la cotangentă e fixată, nu? Adică cotangentă e tangentă de... A, de adevărat, nu? Așa. Pentru că... A ce pătrat pus A... Da, A ce pătrat pus A de pătrat, zicem, B ce pătrat supra B ce pătrat. Aia. Problema 21. Sin pătrat de 80 plus sin pătrat de 10. Da, s-a întâmplat mai mult. Da, știu. E la 8 acolo, da. Tangentă pătrat de 30 plus cotangentă pătrat de 45. Tangentul pătrat de 30 plus cotangentul pătrat de 45. Tangentul, adică... Lasă, se pot calcula. Tangentul de 30 pe bine. Tangentul de 30 pe bine? Adică... Bă, sunteți doctor. Adică 3. Tabelul cu 30, 45, 60. Tangentul de 30. 30, paranteză. Paranteză. Cât e valoarea 30? Radiani? Da. Pi pe 6. Pi pe 6, în paranteză. 4, 5. Adică 3 pe 4. 3. Pi pe 3. Sinus. Da, 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 da,
Bueno, también se aplica en triple. Nice. Ahora, ¿te lo ves? Tangente, radical en 3, 3, 3, radical 3, 3, 1, radical, ah, después de la chaca no está haciendo, radical en 3, inversa, ¿sí? Radical en 3, 1, radical en 3, está intentando, ah, tangente cuadrada en 3, ¿sí? Radical en 3 más transpira, no transpira. Ah, primero la razón. Radical de 3 por 3, tu lado. Ya. Plus, ¿cuánto ya se va a hacer? 1. Ah. Con 3. Pero. Plus 1. No. Entonces, dice que no. 3. Ah. Cos de 10 grados plus cos de 20 de grados. 20 de cos de 10 grade plus cos de 20 grade plus cosinus de 160 grade plus cosinus de 170 grade. Și azi, ce pot? Hai să punem cos de ăștia, mai. Cos de 160 grade. No, no, menos, ești în doar la 2, menos cosinus. Cosinus de 180 minus cosinus de 20. Așa, e minus cosinus de 180. Ești în cadrul 2 cu 160 de grade. Cos de x egal cu minus cos. Cosinus de x minus pi, cos de minus sinus. În cadrul 2 cu cosinus de 2 cu sinusul de 2. De la 2 la 1. Cosinus de pi minus x e minus cos de x. Înțelegi la 2 la 1. 23. Stai, te voi, nu te voi mai zice. Tu cât ai făcut ok, minus, da, ai făcut cosinus de 160 egal cu minus cosinus de 180 minus 160 minus cosinus de 160. Nu, nu, x-ul poate să fie, orică zic cos de pi minus x egal cu minus cos de x, orică zic cos de x egal cu minus cos de pi minus x. Poți să mă jonglez cu minusul ăla cum vreau. Nu, nu era cosinus de x. Va cu sinus de 90 minus x. Este și asta, dar eu nu vreau asta. Eu... Deci cosinus, dacă e cadrul 2, dacă cosinus de x, înseamnă că e cosinus de 180 minus x. E minus, că ești pe... Minus. Da. Deci dacă e cadrul 2, e cosinus cosinus, nu e cosinus sinus. Păi da, din cadrul 2, cos de pi minus x e minus cos de x. Sinus de pi minus x e sin de x, cos de pi minus x e minus cos de x. Formula complemenților o punem când, în alte cazuri, da? Deci, și formula complemenților putem să o punem, dar nu mă ajută pe mine. Eu păstrez cosinus. Nu trec din cosinus. 23. Deci, calculez cosinus de x, sinus de 2x, sinus pătrat de x plus cosinus pătrat de x este egal cu 1. Cosinus pătrat de x este egal cu 1 minus 16 pe 25 și cosinus de x este egal cu 29 plecat din 19,25 la cu 35 și sinus de 2x este egal cu 2 sinus de x cosinus de x. Deci, echivalentul sinus de 2x este egal cu 2 ori 4 pe 5 ori 3 pe 5
Și era cu 2 ori la 8, total 3, 24, 3, 25. Așa. Și cosinus 2x? Cosinus 2x. A, ai calculat acolo. Cosinus, ai făcut pe cos de x, da? Ai făcut pe sin de 2x, acum cosinus de 2x. Nu se cere și cos de x? Iar cu 1 minus 2 sinus pătrat de x, dar cu 1 minus 16 pe 5, 3... 16 pe 25. 16 pe 25, 32 pe 25? Da, 1 minus 32. Opa, stai. Se. 16 pe 1 minus 32 pe 25. Da. Da. 7 pe 25. Nu e 7, e minus 7. Minus. Da, minus 7 pe 25. Și asta e cos 2, da? De curiozitate, în ce cadra la plasă dacă cu cos 2 și minus 7 pe 25? Că nu... Păi e subunitare, deci că cadra nu... Nu, nu. Dacă o de iese cos nu sunt negativ, pe ce cadra? A, de sub. Deci va fi de 3. 3 sau 2. 2 sau 3. Tangenta de x ori tangenta de x plus x pe 3 plus tangenta de pi x plus pi pe 3 plus pi pe 3 ori tangenta de x plus 2 pi pe 3 plus tangent de x ori tangent de x plus 2 pi pe 3 egal cu minus 3. Păi, nu știu, o primă idee este să desfacem toată șmecheria aia de tangentă, cu forma tangentă de a plus pi. Ia să le luăm pe tangentă de x plus pi pe 3, da? Da. Haideți să facem altceva înainte, că îl avem pe 2 pi pe 3 și o să îngolim pe ea. Ia să calculăm sinus de 2 pi pe 3. Sinus de 2 pi pe 3, da? E sinus de pi pe 3. Și asta cât e? Radica dintre pe 2. Așa. Da. Radica dintre pe 2. Bun. Și un cos de 2 pe 3. 2 pe 3. 2 pe 3. Cu cosinus de pe 3. E pozitiv? Nu, e negativ, este pe 2. Minus cos de pe 3. Minus cos de pi minus pi minus 2 pe 3. Da? Și egal cu minus cos de pi pe 3. Minus sau nu pe 2. Bun. Și acum o tangentă de 2 pe 3. O scoatem și pasă. O să nu mai trebuie să fie egal. Tangentă de 2 pe 3 egal cu 5. Sinus de 2 pe 3 supra sinus de 2 pi pe 3 supra cosinus
voi fi pe 3 și egal cu radical din 3 pe 2 ori minus 2 pe 1. Se duc și minus radical din 3. Minus radical din 3. Bun. Hai să vedem acum. Scot plasă? Da. Tangentă de x plus pi pe 3. Eu luăm pe 1. E tangentă de x. Plus. Da, plus tangentul de pi pe 3. Așa, supra. Supra 1 minus tangentul de tangentul de pi pe 3. Deci, egal mai departe, locuim tangentul de pi pe 3. E tangentul de x plus pi pe 3. Tangentul de 60. 10, radical din 3. Așa, tangentă de x plus radical din 3, supra. 1 minus tangentă de x. E în sensa 4, nu? Da. Ori. Toate la păstă. Radical din 3. Minus 3. Și cum ai și? Vrei calcula. Tangentă de x. Am zis cu x plus 2. Ia să vedem. Am calculat minus radical din 3. Unul plus, că se schimbă semnul, că vine cu minus radical. Unul plus tangent de x. Tangent de 2 pe 3 vine minus radical din 3. Se schimbă semnul. Nu? No. Direct, minusul ăsta de aici. Ah, da. Și-o schimbă semnul de acolo. Și de asta l-am pus acolo. Adică minus tangent. Unul plus tangent de x, o radical din 3. Păi, hai să începem să o lucrăm. Cred că decupezi și cea de sus. A, dar s-ar putea să decupăm pe tot. Nu, hai să tragem linia acolo și locuim. Că e mai simplu să o lucrăm aici și decupăm ce vom face. Deci, tangentă de x. Tangentă de x. Ori tangentă de x plus pi pe 3 tangentă de x. Așa, tangentă de x. Plus radical din 3. Așa, supra. 1 minus tangentă de x radical din 3. Așa. Plus tangentă de x. Așa. Nu, asta e tot asta. Radical din 3, supra 1 minus radical din 3. Așa, ori. Ori tangentă de x minus radical din 3, supra 1 plus x radical din 3. Așa. Plus tangentă de x, ori. X plus 2 pi pe 3, tangentă de x, tangentă de x, cu x. Da, minus radical din 3, supra 1 plus tangentă de x radical din 3. Așa, asta o trebuie pe 3. Încă minus 3. Dacă ai tangentă de x plus pi pe 2 și după aia pi pe 3 și după aia mai dincolo tangentă de x plus pi pe 3, nu puteam să dăm și un factor acum? Nu. De ce? Ce vrei să scoți factor acum? A, să scoți... Da, adică nu puteam să facem așa? Da, cred tangentă plus tangentă. Și în final tot acolo ajuns. Nu poate să fie, nu poate să fie, trebuie să fie. Știți cum e aici?
uneori dacă ești atent la calcul, nu, dar trigonometria nu are metodă unică, care se pare ție că e mai așa, e până la și, să zic așa, o intuiție care funcționează. Eu am avut impresia că dacă desfaci un chic, apare cam măsoară. Poți să scot aici faptul comun, nu asta, înțelegeți? Și nu e nicio conectură. Cum ne gândim și noi, bă, unde-i calcul mai ușor? Mai sus, mai sus, mai sus. Nu, no, de margine, de margine. Da, eu zic să o dai în dreapta. Așa, și se vede. Creierul, ia creierul. Trage mie de două și clasă. Ce faci cu factorul comun? Hai să facem și un factor comun. Din primii doi clave, prea. Zicem, tangentă de x plus a dintre x, supra, tangentă de x radical dintre x, pe lângă, tangentă de x, așa, plus, plus 1? Nu, lasă pe unul, trece la următorul factor. Plus tangentul de x minus 1 care e. Nu, nu, ești la al doilea factor. Vezi că e tangentul de x plus radical 3. Ăla ești în față ca factor. Asta. Ăsta și ăsta. Ăsta trece la. Deci tangentul de x minus 1 care e. Așa. Supra 1 plus tangentul de x radical între x. Așa. Plus tangentul de x ori tangentul de x minus radical între x. N-ai cum să numească calculul, dacă ești corect și calculul e corect. Noi suntem în două variabile. Teoretic, undeva trebuie să scăpăm de tangentă. Am de la același întor. Aici. La altul mare. Tangentă de x la vitoare. Ce zicea? Tangentă de x plus la vitoare. Supra. O anumă tangentă de x radical dintre x, ori tangentă de x pe lângă... Nu, desfăle. Tangentă de x plus tangentă pătrată. Plus tangentă pătrată de x radical dintre x plus tangentă de x plus altă tangentă de x. Da. Tangentă de x minus radical dintre x, vorbim numărătorul celor. Așa, totul supra. Așa, plus tangentă de x ori. Așa, supra 1 plus. Așa, egal cu minus 3. Bun. Ăla... Să mă înfrumățesc, vă să plecați de ea mai degeaba. Hai să-i mai reducem. Nu pot să... O să... Trebuia să pot să amplificăm ceva acolo. Vedeți? A doua... A doua. Uitați-vă la numitori. Hai să scriem așa. O linie de fracție lungă. Imediat, stai să... Până linie de fracție lungă și fără să înmulțesc deocamdată numărători, zicem așa, tangentă de x plus radical dintre x.
tangentă de x plus radical de 3. Într-o paranteză. Ori, al doilea numărător. Hai să-i așezăm și în o formă generală. Tangentă pătrată de x radical de 3. Plus, vine tangentă cu tangentă. 2 tangent de x. Minus radical de 3 supra frumos în numărător, 1 minus tangentă de x radical din 3, într-o paranteză pe lângă 1 plus tangentă de x radical din 3. Acolo era micromul? A minus 2 pentru că a pus 2, da. Eu vin cu a doua, plus tangentă de x, a doua, plus a doilea, a doua fracție. Nu, uite-te unde ești. Am terminat cu așa, cum atunci, de așezat, da? Eu acum mai nică așez. Și vin cu a doua, plus asta. Plus tangentul de x pe lângă, ori paranteză, tangentul de x minus radical de 3. Supra 1 plus. Minus tangentă de x radical, da? Și cred că până la urmă o să începem să desfacem. Tangentă de x plus radical din 3 pe lângă tangentă pătrată de x radical din 3 plus 2 tangentă de x. Bona? Dă tab la jos. Dă tab la jos și pun în pauză. Penultima. Închide paranteza. Plus. Ok. Plus. Închide paranteza cu radical. Plus tangente de x pe lângă. Da. Pe lângă 1 minus tangentă de x radical de 3 pe lângă tangentă de x minus radical de 3 totul supra ori e fracție lungă de la un cap de la altul. Da. Și iar 1 minus tangentă de x radical din 3 până 1 plus tangentă de x radical din 3, nu? Așa, egal cu minus 3. Ei, o să arătăm că tot numărătorul facem frumos pozitivii. Și o să iasă minus 3 pe lângă celălalt. Decupează ultimul lucru. Ultima frumoasă expresie. N-am o altă idee mai simplă. Dar ea e muncitorească, dar fie. Mai trebuie și de asta. De la test de asta sau că două la ea, nu fac bune, eu doi. Asta e fost. Sau s-ar peste ea. Trebuie să apuntați dacă e 0,5. Da? Așa. Dacă e 3 puncte, acolo e pus acolo. Dacă e 3 puncte, face verificare. Hai, desfacem părerea. Și tangentă pătrată de x radical de 3 plus 2 tangentă pătrată de x minus tangentă de x radical de 3. Așa. Plus tangentă pătrat de x radical din... E radical de 3 ori radical din 3 ori 3 și pui 3 în față, plus 3 tangentă pătrat de x.
Așa? Nu, no, n-ai treabă cu radicalul ăla din coadă. E radical dintre ei, care se mulțește cu radicalul dintre ei de acolo. Și vine un 3, 3 tangent pătrat de X, da? Da. Mai departe. Plus... Plus... 6... Da? Nu, no, 2 radical dintre ei tangent. Așa, 2 radical dintre ei tangent de X. Minus 3. Minus 3 și am trecut la 2. Plus tangente de X pe lângă și desfacem numai tangente de X pe lângă și desfacem celălalt. Tangentă de X. Așa. Minus radical dintre ei. Așa, tangentă pătrată. A, minus radical dintre ei, pe urmă. Da, tangentă pătrată de X radical dintre ei. Ia să trecem cu radical de 3 de acum acasă. Minus radical dintre ei, tangentă pătrată de X. Da? Așa, plus? Tangentă... 3 tangente X. Așa, plus 3 tangente X. Egal cu minus 3 pe lângă numitor. Minus 3... Deci egal cu minus 3 pe lângă... Și începem să desfă... A, acolo avem formulă. E A minus B pe lângă A plus B, da? Adică 1 minus... tangente de X, adică din 3 pătrat. Adică 3 tangente pătrat X, așa. 1 minus 3 tangente pătrat X. Așa. Hai să începem. Echivalent. Ce se scapă Iisus în critic? Să da, să mai scapă pe ei. Ia să ne desfacem a doua paranteză de acolo, da? Da. Și zicem, echivalent, echivalent la capăt, de la capăt, de cele din radical dintre 3 trecem în față, radical dintre 3 tangentă la 3-a. Așa, plus 2 tangentă pătrată X. Minus. Da, vorbim. Plus 2 radical dintre tangentă de X. Minus 3. Plus 7 scălători. Așa. Tangentă pătrată de X. Minus radical dintre tangentă de X. Minus radical dintre tangentă la 3 a X. Așa. Minus radical dintre tangentă la 3 a X. Plus 3 tangente pătrate de X. Da, plus 3 tangente pătrate de X. Egal cu minus 3. Minus 3 plus, plus. Da, plus 9 tangente pătrate de X. Așa, ia să vedem. Radical din 3 tangente la 3 de X cu minus radical din 3 tangente la 3 de X. Da. Acum, 2 tangent pătrat de X plus 3 tangent pătrat de X, bine, 5 tangent pătrat de X plus tangentul pătrat de X, avem 6 tangent pătrat de X plus încă 3 tangent pătrat de X, 9 tangent pătrat de X și l-am terminat cu 9 tangent pătrat de X. Eu deja zic că-i pătrați, da? Ia să vedem, minus radical din 3 tangente de X plus 2 radical din 3 tangente de X și iarăși minus radical din 3 tangente de X, da? Ce? De exemplu, uite așa și pe așa. Ăsta? Da. Cu ăsta? Da. Și cu... Ultim, da. Băi, și cam iese. Și mai avem minus 3 cu minus 3. Minus 3, 9 tangent pătrat de X minus 3, te vezi? A, e cu asta. Da, 9 tangent pătrat de X minus 3, egal cu minus 3 plus 9 tangent pătrat de X. Și aia și după lupte se duc. Plus sin la 4 de 3 pi pe 8.
cosinul la 4 de 5 pi pe 8 plus sinul la 4 de 7 pi pe 8. Să arătăm că e egal cu 3 pe 2. Hai să plecăm cu ăștia mari. Sinus de 7 pi pe 8 egal cu... Vorbim. Egal la anul 2? Da. Și înseamnă că e cu plus și e sinus de pi pe 8? E pi minus... Da, e sinus de pi pe 8. E pi minus 7. Zi așa, egal cu sinus de pi minus 7 pi pe 8. Egal cu sinus de pi pe 8, da? Și nu că e mai aici. Îl lăsăm de data așa. Acum, sinus de 5 pi pe 8. Egal cu? Cu sinus de pi minus 5 pi pe 8 și este egal cu... Așa, sinus de 3 pi. Da. Sinus, sinus de 3 pi. Așa. Hai să îi văd și avem sin la 4 de pi pe 8. Plus sinus la 4 de 3 pi pe 8. Plus, iarăși sinus la 4 de 3 pi pe 8 plus sinus la 4 de pi pe 8 așa sinus la 4 cu sinus la 4 vine 2 sinus la 4 deci așa era 2 sinus la 4 de pi pe 8 plus 2 sin la 4 așa, de 3 pi pe 8 apel egal cu 3 pi pe 8. Acum, ia să fac o șmecherie că noi nu știm să calculăm pe sinus de pi pe 8, dar pe undeva noi îl avem pe sinus de pi pe 4, nu? Ia să facem următoarea treabă. Mai trebuie o dată pe valul sinus de 2x. Nu, la cosinus 2x, nu, hai să zicem de cosinus 2x, nu sinus 2x. Cosinus 2x, toate trei formule de egal. Așa, 1 minus 2 sin pătrat de x sau 2 cos pătrat, a, cos pătrat minus sin pătrat, da? Sau 2 cos pătrat de x minus, bun. Ia uitați-vă, hai să fac pe x ca pe un nod T pe 2. Această formulă, care o aveți aici, se poate transforma și în felul ăsta. Dacă eu vin cu un X, în loc de X, eu gândesc la un T pe 2. Aceeași formulă poate să vină și așa. Cosinus de T, ca fiind 1 minus 2 sin pătrat de T pe 2, ca fiind cos pătrat de T pe 2 minus sin pătrat de T pe 2, ca fiind 2 cosinus pătrat de t pe 2 2 cos pătrat de t pe 2 minus 1 formula și prima și a doua sunt foarte utile. Deci, atenție că voi aveți o, puteți face o gândire de ceva de genul ăsta. Cosinus de 1 unghi vine 1 minus 2 sin pătrat de jumătate sau 2 cos pătrat de jumătate minus 1 sau cos pătrat de jumătate minus sin pătrat de jumătate. Și înseamnă că aici avem 2 sinus de pi pe 4? Nu chiar, dar asta vreau, ai sesizat bine. Eu pot să leg pe sinus de pi pe 8 de cosinus de pi pe 4. Deci asta e toată șmecheria, că uitați-vă ce fac acum. Am să fac un cosinus de pi pe 4. Cosinus de pi pe 4 vine 1 minus 2 sin pătrat de pi pe 8. Și eu scot pe sin pătrat de pi pe 8, mă duc pe ăsta aici, vine 2 sin pătrat de pi pe 8.
ca fiind 1 minus cos de fi de 4. Da? Și înseamnă că sin pătrat de fi pe 8 vine 1 minus cosinus de fi pe 4, totul pe 2, iar era nevoie de sin la 4. Păi sin la 4 am ridicat odată la 2. Și am scos sin la 4. Și aici am fapt exact aceeași mecanismă. La sin de 3 pi pe 8, da? Pentru că poporul ce am la 3 pi pe 4, iar 3 pi pe 4 pot să fac plus. Hai să zicem. Și în locul 2. Sinus pătrat. Sin pătrat. Vine 2 și știu ce sin pătrat. Că vreau 2 formalul sin pătrat. Adică 1 minus... Așa, 2 șterge sinus, pune o paranteză, 2 pe lângă. 1 minus... 1 minus... Cos de fi pe 4. Totul pe 2. Așa, și paranteză la 2. Așa, plus sau 2. 2 pe lângă... 1 minus. Așa, cosinus de dublu. Cosinus de 3 pi pe 4. Cosinus de 3 pi pe 4, totul supra 2 și iarăși la 2. Da? Și cum se egal cu 3 pe 2. Hai să vedem, să finalizăm calculul. Când ridicăm laptelea a doua pe 2 ori de jos, o să iasă un 4, se simplifică cu 2 și poți să... Și vine 1 pe 2. Poți să zic direct în față. 1 pe 2 pe lângă 1 minus... O să putem să o facem pozitiv pe 4. Vine radical de 2 pe 2. Da, radical de 2 pe 2 pe 2 la 2. A, și 1? Da, da, pentru formula lui am minus pe 2 la 2. Nu te grăbi. Minus 2... Minus radical, lasă-l acolo, zice 2. Minus radical de 2 pe 2, atât. Totul la 2. Plus, alt 1 pe 2, pe lângă 1, minus, ia să ne vedem cât e cos de 3 pi pe 4. Cos de 3 pi pe 4, minus cos de 3 pi pe 4. Minus cos de 3 pi pe 4. Și atunci cu minusul ăla din față vine plus. Și vine 1 plus cos de pi pe 4. Da? Dar mă gândesc să înlocuiești cos de pi pe 4. Cum e formula asta? Pi pe 4, adică se potrivește în toată la 45 radical din 2 pe 3. 1 plus radical din 2 pe 3. Totul la a doua. Egal cu 3 pe 2. Hai, puneți formula de la minus 2 și 3 pe 2. Așa, ori 1 minus 2, ori radical din 2 pe 2, îți putea să duc. Plus. Plus radical din direct. Plus 2 pe 4. Adică 1 pe 2. Da. Într-o paranteză. Ori. Plus, așa, 1 pe 2. 1 pe 2. Ori 1 plus... 2, ori radical din 2, la plus 1 pe 2. Așa, într-o paranteză și ala. Așa. E 1 pe 2. Ori... adică la ceași... E radical din 2, plus 1 pe 2, adică... Aici cu 2 și 2 radical din 2 plus 1 pe 2? Nu, era în față și e 3 minus 2 radical din 2. 3 minus 2 radical din 2, totul pe 2. Da. Plus 1 pe 2. Ori 3 plus 2 radical din 2. Totul pe 2. Da. Egal cu 3 pe 2. Așa? Bine, 3 minus 2 radical din 2, plus 3 plus 2 radical din 2, totul pe 4, da? Da.
echivalent cu 3 minus 2 la egală cu 2 pe 4 plus 3 plus 2 radical din 2 pe 4, egal cu 3 pe 2. Se duce minus 2 radical din 2 plus 2 radical din 2 și vine 3 cu 3, 6 pe 4, egal cu 3 pe 2. Da. Dragilor, ne oprim aici. O să continuăm pe 6 la calitare, să nu ați văzut. Ai avut toate cu fete de lucru. Am zis să mergem pe tăcucă, așa. Pe tăcucă? Am văzut până la 32.